Ana Maria Tănăsie, care zilele trecute a fost desemnată cea mai valoroasă tânără extremă stânga din lume, a fost transferată de echipa Dunărea Brăila. Ana Maria Tănăsie se află deja la a treia formație din carieră, după HC Zalău și HCM Baia Mare. La doar 21 de ani, Tănăsie și-a trecut deja în cont un titlu de campioană alături de HCM, dar și medalia de bronz la precedentul campionat mondial. Alături de Tănăsie, o altă fostă componentă de la HCM Baia Mare va evolua din sezonul viitor pentru formația antrenată de băimăreanul Costică Buceschi. Este vorba despre jucătoarea Gabriela Perianu. Dintre fostele componente de la HCM, Paula Ungureanu și Catarina Jesic vor juca din sezonul viitor la campioana României și a Europei, CSM București. De asemenea, Melinda Geiger, Alison Pino și lui Abing vor evolua în campionatul francez de handbal. Primele două au semnat cu Brest, iar Abing cu ISI Paris. După desființarea echipei HCM Baia Mare, nu se știe dacă orașul nostru va mai avea o echipă de handbal din sezonul viitor.